Bună dimineața și bine ați venit la nouă conferință Green Report. Astăzi vorbim despre eficiența energetică a clădirilor, soluțiile tehnice și finanțarea acestora. Un subiect pe cât se poate de important atât la nivel decizii și legislativ, dar și atât, cu atât mai mult pentru beneficiar. Când vorbim despre eficiența energetică, pe de o parte ne referim la clădirile noi, care trebuie să atingă încă de la momentul proiectului standardele Nearly Zero Energy Buildings, acest NZEB de care am mai vorbit în cadrul conferințelor noastre, dar și de la parcul de clădiri vechi care trebuie reabilitate. Pentru acestea, din urmă, avem fonduri de 2,2 miliarde de euro prin valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență din acest PNRR. Renovarea clădirilor existente în Europa cu izolație, cu rol de economisire a energiei, ar putea salva 600 de megatone de dioxid de carbon, de două ori mai mult decât emite Franța într-un an. Clădirile pot economisi cu 68% mai multe emisii decât următorul sector cel mai rentabil, industria. De această dată, în cadrul conferinței Green Report, ne propunem să aducem pe tapet problemele care nu prea ajung în planul public și în spațiul public. Calitatea materialelor și a lucrărilor de renovare, dar și felul în care beneficiarii final pot să se asigură că au făcut cele mai bune alegeri, care ar fi eficiente cu adevărat și să nu le pune sănătatea sau viața în pericol. Cel puțin în primă instanță, valul renovării pare a fi un program de succes. Încă de la vinerea trecută, Ministerul Dezvoltării a anunțat că peste jumătate din banii alocați, 1,57 de miliarde de euro, au fost deja accesați. Mai sunt disponibili 1,25 de miliarde de euro. Cu toate acestea, rămân multe întrebări legate de modul cum se selectează condominiile pentru renovare. În general, se merge pe principiul primul venit, primul servit, deși anumite clădiri ar avea nevoie de o mai mare reabilitare și despre eficiența materialelor alese. Poate ar trebui să punctăm că, de fapt, proprietarii din condominii nu au în mod clar o alegere de făcut. Nu li se prezintă mai multe variante, astfel încât să aibă o posibilitate de a opta. În general, primăria decide care sunt materialele, cine face proiectele și firmele cu care se lucrează. Cu siguranță, această variantă pentru izolare termică a clădirilor, unele clasice, precum izolarea cu bată minerală, iar altele mult mai prietenoase cu mediul, precum izolarea cu lână naturală, cânepă, fibre de lemn sau inclusiv celuloză din trestie de zahăr. Despre acestea nu se vorbește aproape deloc în spațiul public din România, sau se vorbește foarte puțin, deși beneficiile lor sunt evidente. Mult mai diferit stau însă lucrurile cu locuințele de tip unifamiliar, care pot deci beneficia în continuare de finanțare prin programul AFM Casă Eficientă Energetic. După o perioadă în care despre acest program nu s-a mai vorbit prea mult în spațiul public, noi cereri de finanțare au fost depuse, iar posibilitățile sunt mult mai generoase în acest program, lăsând la dispoziția proprietarilor și proiectanților ce fel de soluții implementează, atât pentru partea de izolare termică, dar și pentru instalațiile de încălzire, răcire, producere de apă caldă, etc. Cifrele de la Eurostat ne arată că energia pentru încălzirea locuințelor a scăzut cu 0,5% din anul 2000, în timp ce consumul aparatelor electrocasnice a crescut cu 1,3% din 2000. Ponderea încălzirii spațiilor a scăzut în consumul de energie al gospodărilor de la 69% în 2000 la 65% în 2019. Aceste cifre și procente nu fac decât să ne demonstreze încă o dată că mai era nevoie, dacă mai era nevoie, cât de importantă este să creștem eficiența energetică a clădirilor. Însă dacă ne uităm pe ansamblu, înainte de demararea programului Valul Renovării, reabilitarea clădirilor, reducerea consumului de energie a acestora, reducerea cu numai 1% pe an, renovări profunde care îmbunătățesc performanța energetică a unei clădiri cu cel puțin 60% sunt efectuate anual doar în 0,2% din parcul imobiliar din Uniunea Europeană. Eficiența energetică este îmbunătățită semnificativ doar la o cincime din cazul potrivit Comisiei Europene. Chiar dacă Green Report susține eficientizarea energetică, nu putem să nu ne uităm și la obiectivele pe termen lung, la calitatea lucrărilor și la impactul pe termen lung al acestor lucrări, chestiuni pe care vrem să le abordăm în conferința de astăzi, alături de invitații noștri de astăzi. Și dați-mi voie să vi prezint Dr. Horia Petran, președintele Asociației Cluster Pro NZEB. Bună dimineața, bine ați venit! Andrei Iorgurescu, o bine cunoscută față de la AFM, mă bucur să vă avem alături și de această dată, profesor universitar Dr. Cătălin Lungul de la Universitatea Tehnică de Construcții București, arhitect Raluca Munteanu, Ordinul Arhitecților, Mihai Moia, director executiv ONF și le așteptăm să se conecteze alături de noi și pe Dan Trifu, vicepreședintele Fundației Ecocivica. Bună dimineața așadar vorbitorilor noștri de astăzi, bine ați venit la conferința noastră. Și începem direct în subiectul nostru de astăzi, după cum ne știți.
Vorbim despre eficiență energetică, Cătălin Lungu. La ultima conferință Green Report vorbeam cu Ministerul Dezvoltării despre prea mult și mult prea importanta metodologie la care se lucrează. Una din problemele administrative cu care România se confruntă este metoda de calcul a eficienței energetice vechite. Am primit de la Ministerul Dezvoltării un răspuns pentru Green Report că termenul estimat de intrare în vigoare pentru o nouă metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor este în a doua parte a anului în curs. E promițător deja. Metodologia este de mult așteptată de toți profesioniștii și vreau să vă întreb ce va însemna apariția acesteia și cât de mult se vor schimba regulile de construire în ZEB și cele de reabilitare a clădirilor vechi odată cu apariția ei. Mulțumesc, văd că am intrat puternic în discuții, am pus primul loc metodologia, o luăm de la baza piramidei și construim încet, încet. Într-adevăr, metodologia se află la baza preocupărilor specialiștilor, dar bineînțeles că sunt impactați indirect și beneficiarii, investitorii, toți ceilalți actori din piață. Metodologia de calcul revizuit a fost predată în revizia 7, deci în forma ei revizia 7 către Ministerul Dezvoltării. Din câte am auzit, probabil că se vor mai opera pe aici pe acolo anumite modificări. Ideea este că noi ne-am făcut treaba, într-adevăr, perioada alocată pentru revizuirea acestei reglementări tehnice a fost foarte lungă. A fost lungă și din cauze, să spunem, subiective, dar și din cauze obiective. Regulile sunt cam aceleași pe care le-am discutat și anul trecut. Se schimbă destul de multe prin această reglementare nouă. Se clarifică, de asemenea, multe chestiuni și sperăm noi ca ceea ce am scris acolo să rămână așa și, în principiu, pe, spre exemplu, problemele legate de realizarea clădirilor cu consum de energie aproape zero. Suntem toți specialiști la unison și cerem același lucru, cerem ca procedurile de realizare a acestor clădiri să fie clare, să urmeze anumiți pași. Spre exemplu, trebuie ca aceste clădiri să fie realizate la nivel ENZEB încă de la nivelul conceptului clădirii, printr-un raport de conformare ENZEB, printr-un studiu, raport de conformare ENZEB, care să analizeze după conceptul arhitectural dacă acea clădire respectă condițiile, parametrii clădirilor în ZEB. De asemenea, apoi, după ce se realizează, trebuie ca cineva să verifice dacă acea clădire respectă principiile în ZEB, așa cum au fost ele declarate inițial, și acest lucru trebuie să-l facă auditorul energetic atunci când emite certificatul la momentul recepției lucrărilor. În ceea ce privește procedurile de calcul, aici toată lumea știe, toată lumea, mă refer la specialiștii care aplică metodologia, au aflat că procedurile de calcul sunt mult mai complexe, sunt mult mai multe cazuri acoperite de această dată. Spre exemplu, au fost introduse proceduri de determinare a consumului care este asigurat din sursele regenerabile. În fine, este un document la fel de complex ca și cel care este acum încă actual, dar care vine cu anumite noutăți și care, bineînțeles, că va schimba, așa cum spuneam noi acum un an de zile, paradigma construirii. În sensul că, spre exemplu, va trebui să calculăm încă de la început, din momentul în care clădirea se concepe, de la momentul proiectării, să calculăm consumuri de energie. Și pe baza acestor consumuri de energie să se autorizeze mai departe tot procesul acesta de construire. Da? Deci sunt o serie de reguli care se schimbă, se înăspresc oarecum, dar toate sunt realizate, toate sunt propuse și implementate pentru a ridica
acea calitate despre care se vorbește în domeniul construcțiilor, despre care se vorbește oarecum în mod negativ, dar sperăm noi ca prin introducerea noilor reguli să se treacă pe bilanț pozitiv, ca să mă exprim în acest fel. Cum găsim optimism în prima parte a dimineții de astăzi, că vrei să vezi partea lucru, dar eu critică cum sunt de fel, o să zic că ok, lăsăm la o parte modelele teoretice, avem instrumente reale și profesioniștii care să ne ofere cifre cât mai exacte de pe teren, care să ne spună că ne îndreptăm în direcția potrivită și că reușim să ne atingem țintele, adică avem iar un model de calcul care va apărea, iar va, care pe mine asta cumva, ok, a doua jumătate a anului sună promițător, deja e bine, dar ne lipsește partea aceea de pregătire. Care sunt specialiștii care vin, de fapt, să implementeze, auditorii energetici, proiectanții, care este statusul acolo și ce trebuie să se întâmple la nivelul acesta? Noi, după cum știți, gestionăm două asociații profesionale, Asociația Inginerilor de Instalații din România și Ordinul Auditorilor Energetici din România. Prin ambele asociații am propus cursuri de formare continuă pentru auditori energetici, am prezentat noutățile din această metodologie. Avem deja, aș putea să spun, chiar câteva sute de auditori care au urmat aceste cursuri de formare continuă. Majoritatea dintre ei cunosc foarte bine noutățile din această metodologie. Din păcate, am început aceste lucruri acum 2 ani, în cei 2 ani, aceste cursuri de formare continuă le-am început încă de acum 2 ani. Pe parcursul celor 2 ani s-au mai modificat niște lucruri chiar în această metodologie revizuită, dar am oferit auditorilor posibilitatea de a participa la toate cursurile pe care le organizăm cu acest obiectiv de formare continuă. Aveți dreptate, sunt auditori care sunt mai conștiincioși și care își fac treaba în sensul pregătirii profesionale, dar și în ceea ce privește aplicarea cunoștințelor într-un mod corect. Sunt însă și specialiști care sunt ceva mai lenți, sunt poate ceva mai superficiali. Vor exista programe, din câte știu, chiar de la Ministerul Dezvoltării, vor exista programe de formare a specialiștilor și probabil că cu eforturi suplimentare îi vom aduce pe toți la un nivel acceptabil de profesionalism. Cuvântul acceptabil pe mine când vorbim de profesioniști cumva nu mă satisface și cred că dacă mă duc și mă duc către Horia Petrean acum, că presupun că și dânsul suferă în direcția aceasta, bună dimineața, bine ați venit, mă așteptat profesioniștilor din domeniu, au semnalat că implementarea noilor standarde privind clădirile în țep au pornit greu în România. Și ce ne arată situația din teren acum? După ce în spațiu public a început această dezbatere importantă cu privire la eficientizarea energetică, au început lucrurile să se miște în direcția corectă, respectându-se standarde, cereri din partea clienților, unde vedeți problemele? Bună dimineața! Nu este neapărat nevoie de, sau vorba de suferință, dar este într-adevăr, cum spunea și Cătălin, o schimbare de paradigmă în construcție pe care noi o generăm printr-un efort de, să zicem, vreo 10 ani. Din punct de vedere al calificării forței de muncă și al specializării experților, specialiștilor, proiectanților, avem un drum pe care l-am început undeva prin 2014-2015 la modul concret, prin definirea a ceea ce numim noi Building Knowledge Hub. Este vorba de un concept de centru de formare profesională și consultanță pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero, pentru ENZ. Efort pe care l-am susținut alături de alți parteneri, printre care și Ordinul Arhitecților. Am început organizarea cursurilor de specialiști pentru casa pasivă, profesioniști în execuție și arhitecți, proiectanți, consultanți pentru casa pasivă. Este un efort care a ajuns undeva la un nivel de la care putem să-l multiplicăm. Și ceea ce s-a spus mai devreme, că există finanțare în PNRR pentru formare profesională, este o oportunitate de a multiplica acest concept pe care l-am definit în proiectul Train to NZEP, l-am dus mai departe în proiectul Fit to NZEP și acum încercăm să punem acest Building Knowledge Hub pe roți și să mergem în caravană prin țară. Este vorba de un alt proiect, NZEP Roadshow, pe care l-avem în derulare,
În mai, la început, vrem să ajungem la Brașov, la Iași o să ajungem la sfârșitul lunii iunie și în toamnă la Cluj-Napoca. În afară de asta avem o altă inițiativă pe care am început-o în septembrie, care se cheamă NZEB Ready, pregătit pentru NZEB, în care încercăm să sprijinim toți actorii din piață, de la reglementare până la ultima verigă a specialiștilor din construcții, dar inclusiv autoritățile publice, pentru a putea fi pregătiți mai bine pentru NZEB. Revenind la metodologia de calcul și la schimbarea de paradigmă, pe lângă golul pe care îl are încă ca efect prin lipsa acestei metodologii, totuși aș fi optimist, va apărea în curând, va fi aprobată. Este un început pentru că pe lângă partea de performanță termică a elementelor de anvelopă, care încă din 1997 avea indicatori de performanță definiți, pe lângă factorul de compactitate, pe lângă ferestre cu anumite performanțe, inclusiv cu mențiunea că ar trebui luată în considerare punțile termice, metodologia revizuită aduce ceva foarte special. Referitor la punțile termice, avem niște indicatori de performanță care ne ghidează și asta va însemna practic o modificare a modului în care se pregătesc proiectele, pentru că dacă există un indicator de performanță, trebuie să-l dovedesc și asta înseamnă că trebuie să trec prin detalii, lucru care nu prea s-a întâmplat până acum. Dar există tehnologii care nu au fost populare, nu sunt populare până acum, de exemplu etanșeitatea la aer a anvelopei și ventilarea mecanică cu recuperarea căldurii, care au un impact foarte mare asupra creșterii performanței energetice și am ajuns la un moment dat în cazuri în care știu mai mult beneficiarii pentru că s-au informat decât specialiștii care ar trebui să le propună și să le includă în proiecte. Aceste lucruri le regăsim în metodologie și după mine este motorul principal al schimbării acestei paradigme în construcții, pentru că este vorba de niște lucruri care în premieră sunt scrise în reglementare tehnică. Până acum nu au existat absolut deloc. Și asta înseamnă că este începutul unui nou drum de pregătire a specialiștilor, de pregătire, specializarea auditorilor energetici, a proiectanților în primul rând, dar, bineînțeles, nu în ultimul rând, a celor care sunt implicați în execuție. Și la lucrurile astea lucrăm, sperăm ca acest concept de Building Knowledge Hub și termenii de referință pe care i-am definit să poată să servească la multiplicarea acestui concept în centrele regionale care sunt anunțate cu finanțare în PNRR asigurată de Ministerul Dezvoltării. Mulțumesc foarte mult, Herea Petran. Înainte de a intra în detaliu despre ce materiale putem folosi, cum putem să le folosim, mai către Mihai Moia, directorul de RONF, partenerul conferințelor din Report. Și vreau să întreb pe tine, până la urmă, scopul final al renovării clădirilor este, în afară de a crește calitatea vieții în locuire, este cea de a face reduceri importante de emisii de carbon prin scăderea consumului de energie. Ce metode avem în acest moment pentru a calcula sau cel puțin estima care sunt emisiile de carbon din parcul construit și cu cât vor scădea ele în urma reabilitărilor, astfel încât o dată ce discutăm asta să trecem și nu numai la partea de clădire în ZEP, clădiri noi, dar și de reabilitare, pentru că e un subiect care sunt materialele care le folosim, cum ne alegem beneficiarii. Mihai. Îți mulțumesc frumos! Bineînțeles că avem foarte multe oportunități, vorbim de fonduri disponibile prin PNRR, alte surse de finanțare, cum ar fi programe de la AFM, care au început bine acum câțiva ani și sper să se reactiveze. Cred că rolul nostru, asociații, precum Asociația RONF, este acela de a readuce sau a ne asigura că aceste oportunități rămân viabile și duc și la o implementare cu succes și de asta încercăm să avem o voce constructivă în relația cu autoritățile și să le readucem aminte că, nu știu, lucrurile bune trebuie să continue și aici mă refer și la programul AFM care
Sigur, printr-un efort de a naște un program nou, este clar că apar și sincope în implementare, dar acest program, Casa Eficientă Energetic, fiind menționat și în Plan Național de Redresare și Reziliență ca program complementar, ar trebui să continue, fiindcă zona caselor individuale trebuie acoperită, deci trebuie finanțate măsuri și pentru acești proprietari de vești, deci pentru aceste clădiri. Vorbeam de și mă întrebai de cum poți să asiguri o economie substanțială de energie, mai ales în noul context în care vedem ce înseamnă facturi la utilități, da, după prețurile actuale, o nouă conștientizare, sau cum să spun, un input mai rapid așa de a conștientiza importanța performanțe energetice a unei clădiri și noi încercăm să demonstrăm și să spunem că industria este pregătită, soluțiile sunt la îndemâna noastră să avem renovări aprofundate. Această terminologie, iată, apare și în legislație deja, noua metodologie, ce înseamnă definit renovarea aprofundată. Vorbim în Planul Național de Redresare și Reziliență de accent pe programe, pe proiecte mature cu valoare adăugată semnificativă, deci renovare de peste 50-60%, eficiență energetică, economii de energie peste 50-60%. Și cred că această comunicare, această expertiză ar trebui adusă mai mult de către instituțiile publice, prin care, nu, metodologie e metodologie. Aici noi trebuie să ne propunem ținte cât mai ambițioase, pe de altă parte să rămânem ancorați în realitate și să avem instrumentele, da, soluțiile tehnice dezvoltate și la îndemâna tuturor. Dar pe de altă parte trebuie și o campanie de informare a beneficiarilor cu privire la aceste beneficii, oportunități, nu numai specialiști. Ceea ce ziceau colegii mei că au ajuns beneficiarii potențial să cunoască mai multe decât specialiști, e o chestiune îngrijorătoare și nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Iar noi, asociațiile profesionale și industria, nu putem neapărat suplini foarte ușor toată această lipsă de informare. Dar, de exemplu, asociația RONF lansează anul acesta un studiu cu privire la cele mai noi și mai moderne tehnologii de creșterea performanței energetice a clădirilor, chiar prezentând studii de caz, clădiri individuale și școli, astfel încât să arătăm că este posibil să implementăm proiecte de renovare aprofundată, aceste saving-uri de energie de peste 50-60%, 70%, astfel încât să ne putem atinge țintele acestea de Near Zero Energy Buildings, deci consum aproape zero, și să nu uităm că deja ar trebui într-un mod foarte natural să vorbim de clădiri cu consum aproape zero de energie, pentru că deja trebuie să ne preocupe clădirile ZEB, Zero Energy Buildings, adică noi suntem foarte defazați de chestiunea asta și nu este în regulă. Adică noi deja ar trebui să ne preocupăm și să discutăm cum să ne asigurăm că avem clădiri cu consum zero de energie. Noi vorbim, o să ajungem să răsuflăm ușurați, în sfârșit avem și noi toată infrastructura, și aici mă refer și la reguli, și la monitorizare, implementare, nu numai la un studiu, un plan, cum să proiectez o clădire. Vreau să mă asigur, să controlez, să monitorizez că, într-adevăr, s-a implementat în mod corect construcția clădirii respective și am saving-urile de energie și am consumul acela, dacă trebuie să ajung la un anumit indicator, toate lucrurile astea, când o să ajungem noi să vorbim foarte relaxat și despre acest subiect, deja o să fim la Zero Energy Buildings și atunci cred că din momentul ăsta trebuie să vorbim mai mult de Zero Energy Buildings, iar NZEB-ul trebuie să înțeleagă și autoritățile că nu mai avem timp de pierdut pe zona aceasta și chiar trebuie puse la punct toate modalitățile de monitorizare, implementare și control între toți stakeholderii, da? Pe zona de atât construcții noi, care trebuie să fie la standardul NZEB, cât și renovări aprofundate, să nu mai vorbim și să nu ne mai focusăm pe clădiri, pe renovarea clădirilor la modul
superficial, numai pentru a face absorbție. Hai să tratăm cu seriozitate și să premiem excelent. Dacă ne uităm la ce se întâmplă și ne uităm și la statisticile europene, când doar o cincime din lucrările care se fac pe partea de valul de renovări, cu adevărat au peste 60% creștere în eficiență energetică, este clar că se face foarte mult pe zona de absorbție. Dar dacă îmi permiți, mă duce către Raluca Munteanu, Ordinul Arhitecților, bună dimineața și bine ați venit, pentru că Ordinul Arhitecților a criticat în mai multe rânduri monopolul termoizolării cu polistiren și a criticat și pierderea caracteristicilor arhitecturale inițiale, dar și în anumite cazuri apariția unor condiții de climat interior defavorabil, mucegai, condens. Am văzut acum mai devreme de la invitatul nostru, Horia Petran, că există, sigur, prin ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, soluții și pentru asta. Dar ce soluție a propus Ordinul Arhitecților și ce am putea face în acest moment pentru a ne îndrepta spre soluții cât mai benefice pentru locatar, pentru sănătate și siguranța lor, dar și pentru mediu? Și începem să ne apucăm cumva cu subiectul ăsta către soluții. Avem problemele, știm, am trecut zona de legislație. Haideți să vedem care sunt reale în domeniul construcțiilor. Mulțumesc mult pentru invitație. M-aș întoarce un pic un pas înapoi, că am ascultat ce au zis colegii mei și trebuie să recunosc că odată ce ați spus legat de Ordinul Arhitecților care a criticat monopolul, nu, Ordinul Arhitecților a criticat soluția care este un fel de soluție unică și aplicată în unitar peste absolut toate cazurile, o uniformizare fără discernământ pentru absolut tot, considerată ca panaceu și de fapt s-a dovedit că este un dezastru total, nu doar din punct de vedere energetic, asta ne interesează aici, dar mai ales din punct de vedere arhitectural. Și aș mai face un pas înapoi și aici recunosc că îmi exprim în principal părerea mea, care, dincolo de poziția de la Ordinul Arhitecților, sunt arhitect și profesez în birou propriu, unde cred că 80% din proiecte sunt proiecte de clădiri noi cu eficiență energetică foarte mare, ba chiar case pasive, dar și reabilitări de clădiri existente și am oarește experiență pe domeniul ăsta și trebuie să recunosc că mi-am pus problema și cred că din partea statului și a autorităților este o abordare un pic greșită și simplificatoare ca să le dea lor mai puține bătăi de cap. Vorbim de un organism complex, vorbim de orașe. Mă rog, există și mediul rural, dar acolo sunt puțin altele particularitățile, mai ales că mare parte din consum se întâmplă în zona urbană, care este un organism care interrelaționează obiectele între ele, construcțiile, se determină unele pe altele. În momentul în care aplicăm soluții punctuale, fiecare în parte trebuie să, pentru ca pe ansamblu să ating o anumită țintă, este o soluție care un fel de mă spăl pe mâini eu, statul român, că nu sunt capabil să fac mai mult de atât, și atunci fiecare celulă să se descurce pe cont propriu. Dar chestia asta este, până la urmă, aș pune un cancer, pentru că dacă las pe fiecare să descurce, da, cu ghiduri, da, cu metode de calcul, da, cu tot felul de alte lucruri, nu ating neapărat cele mai bune rezultate. Și din potrivă s-ar putea să-mi cresc costurile, nu eu, statul român, dar le transfer către mediul privat, pentru că trebuie să-i oblig pe ei, descurcați-vă voi cu energie alternativă, descurcați-vă voi cu scăderea costurilor și așa mai departe, eu nu fac decât să vă fac ghiduri. Orașul este un organism care funcționează ca și corpul uman împreună, are sisteme, are relații și trebuie gândite, în primul rând, pe ansamblu, trebuie gândite relațiile. Sunt clădiri care sunt lipite unele alte, au calcan, sunt locuri care funcționează împreună. Lucrurile trebuie gândite în ansamblu, înainte să dau soluții punctuale. Ce s-a întâmplat cu sistemul ăsta de termoizolare este, ia obiectul, îl bag într-o pungă de plastic, îl sigilezi bine și după aia nu e așa că vă e mai cald acolo, nu contează că vă sufocați. Nu contează că dacă vă sufocați, deschideți geamul și deci toată căldura pe care ați economisit-o trebuie să o dați afară, că asta e, muriți în casă. Nu contează multe alte chestii. A fost o soluție rapidă și de efect. Primarii au putut să se laude, ia uite ce roz și mov și verde și galben sunt blocurile, sunt curate și sunt foarte strălucitoare. Ce s-a întâmplat este că imaginea urbană s-a deteriorat puternic. Avem o lipsă de coerență a frontului urban, avem un peisaj urban care este hidos, a devenit foarte, foarte urât și până la urmă, imaginea urbană, ne dăm sau nu ne dăm seama,
afectează sănătatea noastră, sănătatea noastră mentală. Cu cât suntem înconjurat mai mult de lucruri care sunt agresive, țipătoare, ne deranjează, devenim și noi mai nervoși, mai obosiți, mai reacționăm mai urât. Lucruri care, din păcate, nu se discută la nivel de nici administrație publică și, din păcate, nici la nivel de profesioniști suficient de mult. E foarte important cum asigurăm oareși o coerență urbană, o coerență la nivel de arhitectură și de imagine, astfel încât să transpunem toată chestia asta în calitatea locuirii. Și atunci aici m-aș duce către soluții, nu pot să zic că am soluție, dar sunt anumite lucruri care trebuie avute în vedere și trebuie puțin schimbată paradigma în discuție. Când discut de eficiență energetică și NZEP și așa mai departe, ea este o parte a ceea ce se cheamă calitatea locuirii. Vrem să trăim mai bine. Ca să trăim mai bine, avem nevoie de un mediu sănătos, deci impactul nostru al locuirii trebuie să afecteze mediul din ce în ce mai puțin, să emită mai puțin carbon și așa mai departe, să fie un mediu curat, deci și eu la rândul meu trebuie să emit mai puțin, deci trebuie să economisesc căldură. Dar trebuie să locuiesc bine, trebuie să mă simt confortabil din toate punctele de vedere, fizic, psihic și așa mai departe. Lucrurile astea cu calitatea locuirii înseamnă și imagine, înseamnă și confort termic, înseamnă foarte multe lucruri care, ca arhitect, noi arhitecții suntem practic cei care ar trebui să dirijăm toată orchestra asta, trebuie să le punem în pachet și când oferim aceste soluții. Și atunci, de fapt, problema se pune că este de la caz la caz. Ca și la pacienți, avem o singură boală care e caracterizată de anumite lucruri, dar fiecare pacient răspunde altfel la boala respectivă și are un alt tratament. Nu poți să tratezi toate clădirile identic. Dimpotrivă, trebuie să adaptezi. Foarte bine că există metodologii, sisteme de calcul și așa mai departe, dar ele trebuie să adaptate pe pacientul pe care l-am. Că e clădire existentă sau că este clădire nouă. Și între cele două, evident că există discuții. Dincolo de aceste metodologii de calcul care se referă strict la pierderile energetice, trebuie să ținem cont noi arhitecții și aici nu cred că trebuie să existe ghiduri, pentru că de-aia facem 6 ani de școală și stagiu și așa mai departe, tu trebuie să punem în aplicare cunoștințele noastre, cultura profesională, astfel încât să creăm acea calitate a locuirii, să oferim și calitate estetică, și confort fizic și psihic și tot ce e nevoie în această locuință. Deci, nu este suficient să termoizolăm excesiv și să facem o casă super etanșă dacă la final obținem o casă urâtă, izolată și practic ruptă de contextul urban în care locuim. Este posibil să aibă un oarește confort interior, dar și aici sunt anumite aspecte, dar pe ansamblu pierde la foarte multe alte calități. Și mai e un lucru care ține aici mai curând de client și de consumator, și anume că și noi, la rândul nostru, trebuie să ne uităm un pic la modul în care consumăm arhitectură, pentru că asta facem, consumăm arhitectură. Toată lumea trăiește într-un mediu construit de care beneficiază. Și să avem pretenții să trăim la 30 de grade în timpul iernii, evident, exagerez un pic, dar este complet nesănătos. Faptul că sistemele moderne fac posibil să ajung la temperaturi foarte mari și să stau în pielea goală în casă, chiar dacă afară sunt minus 20 de grade. Ok, minunat, foarte bine. Dar nu este sănătos pentru organismul meu, odată, și evident pentru impactul meu asupra climei. Deci este și reversul. Și eu, la rândul meu, trebuie să fiu mai conștient asupra felului în care locuiesc, astfel încât să am un impact mai mic. Până la urmă, este suficient de sănătos. Normativele de calcul spun că 20 de grade e foarte bine. Eu, una la 20 de grade, deja mi se pare foarte calm. Am obișnuit să trăiesc la 18 grade și mi se pare extrem de bine. Iarăși, vara, când este foarte cald, prefer să încerc să mă adaptez la căldurile respective și să depun mai puțin efort decât să stau în spații climatizate, care până la urmă mă îmbolnăvesc. Deci e și de partea cealaltă a consumatorului, a noastră, a clienților, o adaptare la locuire și de a ne deveni un pic mai firesc. S-a întâmplat un lucru destul de, până la urmă, un cerc vicios, o chestie care s-a amplificat din ce în ce mai mult, faptul că orașul București, aici ne referim mult la București, nu zic că și celelalte orașe mari nu au același lucru, vara este din ce în ce mai cald, se creează, dincolo de faptul că se schimbă clima și, evident, avem verzi din ce în ce mai toride, este și acel efect de insulă de căldură care se creează în mediul urban pentru că clădirile relaționează între ele, nu sunt izolate și, practic, amplifică căldura, țin
pungile de aer cald și nu se ventilează suficient spațiile, pentru că spațiile verzi au dispărut și dispar, văzând cu ochii, din toaletări absolut scandaloase. Și atunci nu mai țin suficient de multă umbră și ce facem? Reacționăm, punem aer condiționat, de care aerele condiționate dau aerul cald tot afară și nu fac decât să crească și mai mult căldura, deci trebuie să sporească și mai mult aerele condiționate la interior. Undeva e ceva neregulă în toată povestea asta. Chiar ieri s-a produs un mic scandal în orașul Câmpul Lung Mușcel, unde primăria a anunțat că teii de pe mijlocul bulevardului central, care au și valoare culturală și peisagistică și așa mai departe, sunt profund afectați, bolnavi și trebuie sacrificați și trebuie tăiați toți. Evident, propunea sau promitea că vor fi înlocuiți. Cred că este o greșeală, nu atât tăierea lor, ci înlocuirea lor totală în acest moment. Cred că trebuie să ia în considerație că vine vara și că acel centru de oraș, acel bulevard, va deveni un deșert până când vor crește acei copaci noi, dacă vor crește, dat fiind că va fi foarte arid fără ei și nu vor avea suficientă umiditate. Deci eu cred că trebuie să înlocuiți parțial, încet, încet, astfel încât să păstreze un pic climatul de acolo și să nu-l schimbe radical numai pentru că i-a spus cineva că încep să cadă crengi, pentru că au fost foarte prost întreținuți, au fost toaletați extrem de puternic și când au făcut lucrările la infrastructură, au tăiat rădăcini, deși se știa, atenție cum vă faceți lucrările acolo, nu vă atingeți de rădăcini, o surpriză, muncitorii au tăiat rădăcini și acum trebuie tăiați copaci. În fine. Era o paranteză. Luca, îmi place ideea acelui orașul să ca un organism viu care trebuie cumva să colaboreze și să fie echilibrat în sine, inclusiv construirea sau renovarea unei case trebuie să colaboreze cu toți cei care sunt pe lanț, de la arhitect, la proiectant, la auditor și sistemele sau soluțiile găsite. Văd pe Cătălin că vrea să intervină și după aceea vreau să ajung puțin și pe zona de AFM, pentru că am multe întrebări și în direcția asta și să începem și Parza. Mulțumesc! Mulțumesc, Raluca. Acum vreau să punctez niște lucruri care au fost spuse de doamna arhitect Munteanu. Într-adevăr, estetica clădirilor este un element foarte important și a fost recunoscut prin introducerea conceptului de Bauhaus la nivel european, care acordă o importanță, să spunem așa, adițională și esteticii la nivelul orașelor. Din păcate, componenta asta de renovare suferă din punct de vedere estetic. N-ar mai suferi dacă investițiile ar fi mai mari. Investițiile specifice, spre exemplu, pe metru pătrat de construcție. Din nefericire, pe de-o parte, fondurile de renovare sunt foarte limitate. Nu ne putem extinde atât de mult cât am dorit cu toții, specialiști și noi ca auditori energetici și noi ca arhitecți și noi ca ingineri de instalații. Pe de altă parte, însă, nu trebuie să scăpăm din vedere că prețul la energie crește și crește exponențial. Și, sincer, între a avea o casă frumoasă și care să consume energie așa, fără limită, și o casă mai urâtă și care totuși să îmi permită să trăiesc în ea, să pot să plătesc energia, vă spun sincer, aș alege a doua variantă. Și probabil că multă lume alege a doua variantă. Ați minimizat oarecum rolul instalațiilor. Din păcate, din fericire, acum depinde, dacă privim dinspre direcția dumneavoastră, e din păcate. Dacă privim dinspre direcția noastră, este din fericire. Instalațiile au rolul de a aduce confort în clădiri. Bineînțeles că dacă sunt făcute, sunt proiectate și executate greșit, atunci nu își îndeplinesc rolul și o să vă simțiți rău, așa cum ați spus, într-o casă în care aveți instalat un sistem de răcire sau de încălzire, așa numitul sistem de climatizare. Revenim până la urmă la o problemă comună și anume problema profesionalismului specialiștilor care se zic specialiști, care se dau specialiști. Și arhitecții trebuie să țină cont de toate exigențele și regulile care există în reglementări,
Și inginerii de instalații trebuie să țină cont de toate regulile și inginerii de structură, bineînțeles că trebuie să țină cont. Până la urmă, trebuie să existe o conlucrare între toți aceste trei tipuri de specialiști, să nu mai vorbim și de auditor, care ar fi al patrulea și care ar trebui și el să intre în acest joc încă de la începutul stabilirii regulilor, stabilirii conceptului de clădire. Deci trebuie să colaboreze și să aducă clădirea la nivelul la care toți am fi mulțumiți de acea clădire. Încă o dată, totul depinde de banii investiți, de timpul alocat pentru a cheltui acei bani care vin dintr-o parte sau dintr-alta. Da? Și într-adevăr, câteodată se pierde din vedere și calitatea arhitecturii, și calitatea renovării, calitatea instalațiilor. Trebuie să învățăm să ne mișcăm repede și încă o dată îl susțin foarte mult pe Horia în tot ceea ce face. Sunt chiar foarte mulțumit că și la noi există astfel de proiecte de conștientizare, de formare profesională, nu numai pentru specialiștii la nivel, să spunem, tehnic foarte ridicat, dar și pentru ceilalți specialiști, chiar și pentru muncitori e nevoie de această formare. Sunt multe de făcut și, evident, nu putem să creștem decât prin această colaborare a tuturor. Mersi, Cătălin. Raluca, te rog frumos. Da, vreau doar să fac o precizare. Nu am ignorat instalațiile. Nu le-am menționat, pur și simplu, pentru că e de la sine înțeles că o casă nu funcționează fără instalații. Și evident că, într-adevăr, trebuie să fie bine făcute și eficiente și așa mai departe. E de la sine înțeles. N-am intrat în un astfel de detalii. Legat de Bauhaus, este vorba de New European Bauhaus, adică acel nou Bauhaus, dat fiind că conceptul de Bauhaus și curentul de Bauhaus a apărut undeva în perioada interbelică, care e un drept curent de arhitectură și design, în care estetica, de fapt, era combinată cu meșteșugul, dar ce a făcut foarte important este că a răspândit conceptul de frumos în obiecte de uz curent și accesibil tuturor. Și atunci mă întorc la faptul că frumosul și estetica nu pot fi sacrificate pentru că nu există buget și nu cred în chestia asta, vă spun din experiență proprie, poate fi eficiență energetică și clădire frumoasă și bine făcută și integrată în context, fără costuri exagerate. Acum nu mă refer la, adică frumosul nu e ceva exagerat pentru că are nu știu ce briz-brizuri. Frumosul înseamnă proporție, bine integrare în context, confort pentru confort psihic și emoțional pentru oamenii care locuiesc acolo. Este un lucru de care, da, arhitecții trebuie să se ocupe și da, arhitecții trebuie să fie în continuare și ei, la rândul lor, ca toți specialiștii, să se dezvolte profesional și să se preocupe mai mult de lucrul ăsta. Nu cred că trebuie să alegem între eficiență energetică și orice altceva estetică și așa mai departe. Și mi-aș dori ca acest lucru să nu fie sau să fie din ce în ce mai puțin pus în discuție în spațiu public, pentru că induce publicul și așa destul de slab educat în privința asta, induce concepte greșite și ajung să zică, ok, hai să facem eficiență energetică, nu mă interesează cum arată. Gândiți-vă la faptul că ceea ce facem noi acum nu este pentru utilizatorul de astăzi sau pentru 5 ani, este pentru următorii probabil 50 de ani, 100 de ani și avem practic un șir întreg de clienți care vor beneficia de lucrul ăsta. Nu cred, eu ca arhitect nu pot să-mi permit să gândesc foarte punctual și acum pe momentul ăsta, că așa e tendința. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Raluca, Horia Petran! Da, aș vrea să fac doar două precizări, pentru că nu cred că este vorba de o contradicție între frumos și eficient. Pur și simplu, ele trebuie puse împreună. Eu sunt de acord că, din perspectiva noastră, să zicem, criteriile foarte ridicate de performanță nu ar trebui să omoare creativitatea. Asta e un pericol, dar cred că nu putem vorbi de așa ceva. Însă este vorba de conlucrarea între arhitecți, care vine nu numai cu frumosul, vine cu funcționalul, vine cu toată știința, cum spunea Raluca, cu școala din spate, dar în același timp vin școala, nu vine cu o capacitate de a calcula performanța energetică. Și aici ar trebui conlucrarea cu auditorul energetic.
Lucru care deja, din câte am înțeles, se întâmplă în piață, însă este nevoie poate de o clarificare mai bună a cadrului legal, pentru că vorbim de trei legi care sunt foarte relevante. E vorba de legea 372 cu performanța energetică, legea 10 a calității în construcții și legea 50 pentru autorizarea lucrărilor de construcție. Toate aceste trei legi trebuie să fie corelate între ele, astfel încât rolul pe care îl dă, de exemplu, legea 372 pentru auditorul energetic să fie corelat cu rolul pe care îl are arhitectul ca proiectant. A doua precizare, apropo de costuri, e de la sine înțeles că pentru renovarea aprofundată e nevoie de costuri mai mari. Însă vestea bună este că PNRR, deși are o, cum să spun, o abordare poate care influențează piața în mod negativ, pentru că se includ doar clădirile publice și doar clădirile colective de tip bloc, la care finanțarea este de 100%. Dar pe lângă asta, pentru prima oară, cred, în piață, în ghidurile de finanțare, sunt limitele de finanțare duse destul de mult în sus. Dacă e să comparăm cu 70 până la 100 de euro pe metru pătrat standardele de cost de acum câțiva ani, care atunci când au fost elaborate au fost bune, dar imediat după aia au început să pună niște probleme în piață de limitarea performanței, acum vorbim de până la 500 de euro pe metru pătrat, de data asta ADC desfășurat și nu util, ceea ce înseamnă poate un nou model pentru a fi preluat în celelalte finanțări, în finanțările din fondurile structurale și de coeziune, în programele operaționale regionale care sunt în dezvoltare acum. Probabil că nu o să mai fie limitările cu care eram obișnuiți înainte pe piață, din punct de vedere al finanțării. Și pe de altă parte, programele de la AFM, pe care abia aștept să văd de la Andrei ce noutăți ne prezintă, pentru că aceste programe sunt și ele într-o corecție și într-o evoluție continuă. Mulțumesc frumos, Horia, și mi-ai făcut introducerea perfectă pentru Andrei, care oricum de mult așteptam să vorbim despre și partea de finanțare din, pentru cei care au case proprii, case eficiente energetic, care acordă finanțări nerambursabile, cel care vrea să eficientizeze singurele locuințele. Vreau să știu și eu de la tine care este statusul programului în momentul de față și este în desfășurare, câte locuințe individuale au primit astfel de finanțări până în prezent. Cine pot spune? Da, într-adevăr, programul ăsta este deja cunoscut și face parte din portofoliul AFM de câțiva ani. A început bine, a avut o sincopă majoră reprezentată de faptul că o bună perioadă de timp strategia la nivelul instituției s-a axat pe alte programe, dar de puțin timp, de câteva luni a început să funcționeze, ne-am apucat să evaluăm dosarele de finanțare. Sunt în total depuse 2800 de dosare valide, dintre cele peste 15.000 de înscrieri în aplicație. Până acum am reușit să evaluăm cam 1800-1900 de dosare. 800 dintre ele sunt aprobate sau urmează a fi aprobate și avem deja încheiate 330 de contracte. Am așteptat și am depins de aprobarea bugetului Fondului pentru Mediu pentru anul acesta, astfel încât, probabil că știți, el a fost aprobat în luna martie. Și în perioada următoare o să mai încheiem aproximativ 450 de contracte dintre cele aprobate, dintre proiectele aprobate. Până acum am avut, până la aprobarea bugetului, am avut 330 de contracte, cam așa încheiat anul precedent, până anul precedent, până la sfârșitul anului 2021. Și în cadrul acestor 330 de contracte am avut doar 8 cereri de decontare depuse. Deci probabil că anul ăsta restul de contracte se vor implementa într-un ritm accelerat. Pe de altă parte, din păcate, avem o rată de respingere destul de mare. Peste 1000 de cereri de finanțare sunt respinse. În majoritatea lor, din cauze ce țin de documentațiile tehnico-economice,
Sunt foarte multe respinse pentru lipsa atingerii indicatorilor din ghidul de finanțare sau pentru neconcordanțe în documentațiile tehnico-economice care nu au fost clarificate nici în urma depunerii contestațiilor sau în urma solicitării clarificărilor de către noi. Pentru viitor, dacă acest program va face parte sau va mai face parte din strategia de finanțare, pentru că la momentul actual în buget nu sunt prevăzute sume pentru reluarea programului, dar dacă în viitor va mai face parte din strategia noastră de finanțare, din portofoliul AFM, eu sper să se regândească câteva elemente esențiale, respectiv, mai ales în contextul economic actual, cota de cofinanțare, care la momentul actual e de 60%, cu siguranță înseamnă un efort foarte mare pentru doritori. Și atunci ăsta ar fi un element cheie care ar trebui avut în vedere. Bineînțeles, în contextul creșterii prețurilor materialelor de construcții, cu siguranță valoarea finanțării trebuie avută în vedere, creșterea valorii finanțate. Și, de ce nu, poate clarificarea unor aspecte, pentru că cel mai probabil, poate nici noi n-am știut să, în prima parte, în primul ghid, n-am știut cum să le punctăm. Nici cei care au întocmit documentațiile n-au știut poate să le interpreteze. Deci trebuie clarificate și multe aspecte de ordin tehnic din ghid. Într-adevăr, fiindcă primul ghid pe care l-am făcut în domeniul de creștere eficienței energetice, respectiv renovării clădirilor, poate ghidul de finanțare conține multe caracteristici exigente. Deci sunt câteva aspecte care cu siguranță trebuie îmbunătățite în situația în care se va pune problema reluării programului. Și eu sper să se pună, pentru că în contextul actual, nu doar pentru că se vorbește din ce în ce mai mult de eficiență energetică, dar și pentru că eficiența energetică ajută pe oricine și mai ales gospodării individuale care nu sunt targetate de alte programe, ajută foarte mult la reducerea consumului, cu impact direct în cuantumul facturilor lunare. Mai mult, dacă vorbim tot de eficiență energetică, probabil că știți că am lansat sesiunea și pentru clădiri publice la sfârșitul anului 2021. Avem 870 de proiecte depuse de către primării și instituții publice. De curând, de câteva săptămâni, am lansat în SEAP procedura de atribuire a serviciilor de externalizare a evaluării. În sfârșit, s-a luat decizia și am demarat această procedură. Probabil în vara acestui an vom avea încheiate contracte, sper, în vara acestui an, pentru că știm că la noi există și, adică la noi există și posibilitatea contestării procedurii. Eu sper să nu se întâmple și să fie totul clar, astfel încât să avem în 2-3 luni contractele cadru încheiate și după ce vom avea procedura finalizată, vom avea la dispoziție câteva firme de specialitate cu care vom încheia contracte subsecvente și vom da drumul la evaluarea tuturor programelor pe care le-am lansat. În cadrul programului de eficiență clădirilor familiale, cel mai probabil până vom avea contractele cu firmele, noi vom fi terminat deja de evaluat cererile. Mai avem vreo 800 și ceva de cereri de finanțare. Dar externalizarea serviciilor de evaluare va ajuta în cadrul celorlalte programe deja lansate, inclusiv programul de finanțare a panourilor fotovoltaice. Noi o să demarăm evaluarea lor într-o săptămână, două, dar cel mai probabil nu vom putea să le evaluăm pe toate cele aproximativ 45.000 de dosare depuse. Și atunci, în vara acestui an, când vom avea contractele cadru încheiate cu firmele de specialitate, vom putea externaliza și o bună parte din acest program, astfel încât până la sfârșitul anului, până în toamnă,
să putem da rezultatele. Pentru că am în caietul de sarcini de externalizare am trecut niște criterii destul de exigente și una dintre condiții este ca firmele respective să livreze cel puțin 1000 de dosare evaluate într-o lună. Sperăm să și avem succes cu această procedură și să nu întârzie, pentru că ne ajută foarte mult. După cum am tot bine spus în ultimii ani, nu mai facem față, suntem total depășiți din punct de vedere administrativ, iar aceste contracte cadru pe care le vom încheia vor fi o gură de aer și pentru noi și pentru toți cei care așteaptă rezultatele la cererile de finanțare depuse. Cam asta e. Pentru update, sperăm cu siguranță că va să lungi acest program cu casa eficientă, pentru că mi se pare extrem de importantă, pentru că altfel familiile sau proprietățile unifamiliare nu au nicio șansă reală de a primi un suport. Dar după cum mă știi deja atâta vreme, eu vin și întreb care e rezultatul primelor derulări de program. Adică, ok, investim niște bani publici, care sunt cifrele pe care le deții la ora actuală privind rezultatul programului? Vorbim sigur de anul trecut. Îmi spuneai ceva de 800 de proiecte aprobate, 330 de contracte în 2021, doar 8 sunt acum în zona de decontare. Dar câtă energie se economisește și cu cât se reduc emisiile de carbon datorită acestui program finanțat prin AFM? Sincer, la momentul actual nu am informațiile punctuale pe reducerea de emisii. Poate, dacă e pentru o ediție viitoare, sau poate pot să ți le transmit în zilele următoare și eventual să le promovezi. Vom face o analiză pe toate astea. Deocamdată sunt estimări, pentru că dintre cele 330 de contracte avem doar 8 implementate. Deci la momentul actual sunt doar niște estimări pe care le așteptăm și sperăm să se și realizeze până la urmă. Deci în zilele următoare îți voi transmite date un pic mai exacte ca să le poți promova. Green Report. Trebuie să citiți ulterior pe Green Report, așa cum am obișnuit post-event toate articolele care rest de astăzi. Bună ziua și către Dan Trifu, văd că a reușit să se conecteze într-un final, poate și video. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Îmi pare rău, dar s-a lungit procesul un pic și pe drum m-a prins și ProTV-ul. Mai eu sper că ați câștigat, că altfel era și păcat să pierdeți procesul și să întârzi aici la conferința noastră. Deci dacă vă spun că de când a venit noua alianță pierdem toate procesele cu legea în mână, poate nu mă credeți. Dacă vă puteți imagina, am pierdut și la plaja Corb, unde și un orb vedea că totul e ilegal acolo. Deci este un dezastru în magistratură și îmi pare rău că trebuie să spun asta. Suntem atât de dezamăgiți că am ajuns în situația în care spunem judecătorilor că refuzăm să ne mai apărăm în fața acelor persoane care au dat soluții total contrare legii. Mă rog, da, nu e subiectul nostru de astăzi. Da, astăzi vorbim într-adevăr despre eficiența energetică și despre soluții. Dumneavoastră reprezentați Fundația Ecocivica și sunteți foarte aproape de beneficiarii finali, de asociații de proprietari care sunt beneficiarii acestor reabilitări. Și vreau să vă întreb ce pot face proprietarii sau asociațiile de proprietari ca să beneficieze de reabilitări de calitate, pentru că de multe ori nu este așa, este primăria cea care decide care firmele construcții, aceea decide care sunt materialele folosite și cum se fac lucrările, adică cumva aceștia nu au niciun fel de control asupra metodelor și a materialelor cu care se lucrează și nu avem nicio garanție că sunt lucrări de bună calitate efectuate. Da, să știți că avem mari contacte și mari conflicte cu autoritatea locală de mai mulți ani, având în vedere că în Fundația Ecocivica activează mai mulți chimiști, chiar domnul președinte Nicolae Rădulescu Dobrogea este cercetător în chimie și n-am fost niciodată cu anveloparea cu polistiren. Am prezentat tot felul de dezavantaje, dacă probabil că dumneavoastră le știți, dar nu știu dacă e cazul să le mai enumăr eu acum, și am întrebat de fiecare dată autoritățile, având în vedere că noi avem o legătură bună cu personalul Cechim, i-am întrebat de ce credeți că guvernul Ceaușescu n-a folosit polistiren la anveloparea blocurilor.
Și răspunsul a fost categoric din partea tuturor specialiștilor, inclusiv din partea membrilor noștri, pentru că este un material cancerigen, este extrem de cancerigen, iar în anvelopare, să știți că în general se folosește un polistiren de densitate redusă, un de proastă calitate, nici măcar nu este inifug, cum spun dumnealor, și ăsta este și motivul pentru care clădirile ard de sus până jos. Deci un pericol major este faptul că ia foc de sus până jos. Al doilea pericol major este faptul că expus la temperaturi de fațadă de 50-60 de grade începe să se macine, produce acea pulbere care se emite în atmosferă extrem de periculoasă pentru sănătatea populației și având în vedere numărul extrem de mare de blocuri care vor fi anvelopate, care au fost și vor fi anvelopate, vă dați seama că în atmosferă vom avea din ce în ce mai multă cantitate de astfel de pulbe. După aceea, el se macină și ați observat când folosiți termopanele, toată această procedură și dăm cu acea pastă poliuretanică în jurul ei, dacă nu o tencuim cât de repede, ea începe și devine maronie și constatăm că după un an deja avem goluri între tocărie și zidărie. Deci ea deja s-a măcinat și proprietățile ei nu mai sunt deloc cele care ar fi trebuit. Astfel se creează un gol între polistirenul măcinat și perete. Apar tot felul de răzătoare și de insecte care își fac cuiburile acolo și un studiu care este, îmi pare rău că nu l-am acut, dar chiar am avut acces la el, un studiu al Statelor Unite parcă, spun că foarte clar că oxigenarea locuinței este foarte mult îngreunată și s-a constatat că la unii bebeluși copii gradul de oxigenare este foarte deficitar din cauza acestei metode de anvelopare. Unii ne-au luat în râs că nu au oxigen, că râd, mă rog, se creează acest efect de seră pentru locuința respectivă, ceea ce este periculos. Și noi am spus că acele orificii de, care permit evacuarea apei la tocăria de tip PVC sau metal sau ce mai bine, metalul mai puțin de PVC, termopan, cum îi spune în termenii noștri popular cunoscuți, să fie mărite astfel încât ele să permită și o oxigenare, să permită un curent de aer mult mai bun în locuințe. Asta este marea problemă. Curentul de aer care permitea tot... Dacă îmi permiteți, vorbise mai devreme și cu Horia Petran, care vorbea de ventilare mecanic cu recuperarea căldurii, că soluții tehnice există, dar care sunt sigură investiție. Întrebarea că dumneavoastră, înainte să-i dau cuvântul al lucrurilor care vrea să intervină la ceea ce a spus dumneavoastră, este ce poate să facă asociația de proprietari sau proprietarul când intră în zona de renovări. Ce i-ați propune? Încât să nu se trezească cu spuneți noastră că eu nu vreau polistiren, poate vreau o vată minerală sau vreau altă soluție tehnică sau vreau măcar știu care sunt acelea. Ce se confruntă cu câteva probleme cu care se confruntă și asociația mea de locatar, pentru că și eu stau într-un bloc. În primul rând, nu. În primul rând am spus că nu vreau să-mi termoizolați cu astfel de materiale. Există vata bazaltică, există tot felul de plase și tencuiala clasică care se dă, folosim o plasă mult mai rezistentă care să țină această tencuială prinsă foarte bine și dăm o tencuială sănătoasă și vedeți bine că aceste blocuri rezistă din anii 60. Dacă luați magistrala, de exemplu, Cantemir, Bulevardul Cantemir, din 65 blocurile alea au fost cu aceeași tencuială și nu au avut nimic, au venit cu anvelopare. Deci, avem aceste două posibilități, le-am spus. Ori îl tencuim cu o plasă extrem de bună, de solidă și facem o tencuială cum o făcea chiar regimul comunist, pentru că chiar a rezistat tencuiala lor, ori punem această vată bazaltică și tencuim serios. Nu ceea ce dumnealor știți ce fac, tencuiesc acest polistiren ca un strat de unt, așa, știți, foarte subțire, care la un moment dat se duce și ăla la intemperii și dacă mai dai câte o piatră pe fațadă, s-a dus tot tratul acela. Deci cam astea ar fi soluțiile și asta am cerut cetățenilor. Să nu se mai lase amăgiți de astfel de anvelopări și că vor avea căldură mai multă în casă. Ei, această economie de căldură, până la urmă, să știți că le va afecta sănătatea, le va aduce igrasie în, foarte mare în casă și lucrurile nu stau deloc bine.
Mulțumesc tare! Mulțumesc frumos, la Luca Munteanu, te rog frumos! Da, avem câteva completări la ce zicea domnul Trifu. Prima era o observație pe care am tot făcut-o și m-am făcut-o degeaba. Într-adevăr, șantierele în care se folosește acest polistiren expandat lasă foarte multe granule, care granule rămân în sol. Dacă vă uitați un pic ce se întâmplă în spațiile care, așa zise, verzi, care se amenajează după aia, de fapt, pământul acolo este plin de aceste granule de polistiren, ceea ce mi se pare că, din punct de vedere al impactului asupra mediului, este absolut scandalos. Plus că ele, de fapt, se răspândesc, sunt zilele acelea cu vânt în care vedeți că sunt norișori de granule de polistiren în București. E o problemă destul de mare. Aș reveni, în schimb, la discuțiile legate de partea tehnică și aici îmi permit un pic să-l contrazic. Da, e o problemă, într-adevăr, ventilația și se știe deja, nu știu dacă la noi s-au făcut studii, dar cu siguranță am văzut câteva studii făcute și în Germania și în alte state legate de oxigenarea în spațiile care sunt etanșe, nu contează cu ce se etanșează și care e termoizolația pe exterior, dar dacă nu este o ventilație mecanică care să vină odată cu această termoizolare, atunci, într-adevăr, nivelul de oxigen în spațiile respective este foarte scăzut, iar la școli, în general, este o mare problemă. Din păcate, soluțiile alea care sunt aplicate OTOVA la noi, hai să îmbrăcăm tot un polistiren sau ce Dumnezeu de materiale ori fi, au omis exact partea esențială și anume ventilarea. Că este o ventilare mecanică simplă, care e mai ieftină, este una, că este una cu recuperare de căldură care de fapt aduce o reală economie de energie, este altceva. Nu sunt niște investiții atât de exagerat de mari, doar că din motive de complicații și de hai să nu ne batem cap că e mai simplu să lipim ceva pe fațadă, din păcate autoritățile n-au făcut-o. Ce recomand eu asociațiilor de proprietari este să ceară proiectul. Știu că majoritatea nu sunt specialiști, 99% nu sunt, dar poate să-și iau o consultanță din partea unui specialist, un inginer, un arhitect care să se uite pe acel proiect și mai ales să ceară ca proiectul să fie personalizat pe clădirea lor, nu un proiect tip care Dumnezeu cu mila cine știe ce se întâmplă, adică e așa un fel de un detaliu tip care se aplică oriunde, dar de fapt în șantier te trezești cu situații particulare care rămân la latitudinea muncitorilor care nu sunt specializați. Deci să ceară proiectul înainte de a intra în execuție și pe proiectul respectiv să aibă posibilitatea să facă observații pentru că, până la urmă, se intervine pe proprietatea lor, pe sănătatea lor, care în următoarea perioadă o să trebuiască să plătească și pentru reparații și pentru alte lucruri. Asta voiam să zic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Horia Petran, cred că e cazul să completezi și tu în zona aceasta de consultanță până la urmă. Ce poate să facă omul? Și o să arunc și eu o întrebare așa în public pe care o aveam noi înainte să începem conferința. Sigur, avem nevoie de acești auditori energetici, de proiectanți, cât și de arhitecți care să fie aliniați nu numai ca standarde și ghiduri și să aibă know-how-ul tehnologic. Eu, domnul Trifo, îmi permit să vă contrazic că chit că sunt moderator, că totuși sper că tehnologia a avansat de pe vremea comuniștilor când se făcea în anii 60 și că sunt soluții mai prietenoase cu mediul, mai eficiente din toate punctele de vedere financiar și al calității și durabilității. Dar întrebarea este dacă n-ar fi cazul să punem și să educăm și beneficiarul final, acel proprietar care trebuie să știe ce opțiuni are și tot simt nevoia unui mini-ghid sau unui tabel în care să văd, uite, vreau să mă înverapez cadă sau vreau să-mi schimb termoizolația sau mai știu ce. Care sunt variantele existente? Care este nivelul costului pe metru pătrat în medie, bineînțeles că se poate face, care mi este return on investment, în cât timp îmi recuperez investiția respectivă, că poate dacă am aceste informații foarte clar, cu beneficii socioeconomice, de mediu, de calitatea vieții în apartamentul sau casa mea proprie, pot să decid personal că prefer să dau mai mulți bani astăzi pentru că am o calitate mai bună, pentru că îmi recuperez mai repede banii din diminuarea facturii și așa mai departe. Este o întrebare pe care o adresez tuturor, dar înainte merg către Horia Petran cu rugămintea să completeze puțin din cum să educăm mai bine oamenii. Cred că este absolut necesar să dezvoltăm o campanie coerentă de conștientizare. Asta înseamnă cu mesaje țintite, cu profesioniști. Noi, pe partea tehnică, putem să dăm doar niște studii și niște valori, dar e nevoie de specialiști în comunicare. Pornind de la mesaje simple, puse pe media, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi, ceva scurt, până la niște detalii care, bineînțeles, pot fi prevăzute în niște ghiduri. Problema e că
Ghidurile, nu știm dacă le citește sau nu lumea. Deci asta e o problemă. Ceea ce am încercat noi să facem prin acest Building Knowledge Hub este să facem o educare a beneficiarului prin profesioniști. Nu am ales să batem la fiecare ușă, nu avem nici știința comunicării și nici nu avem resursele necesare, însă am încercat să educăm specialiștii, proiectanți, auditori energetici, chiar producători de tehnologie sau distribuitori de tehnologie, factorii de decizie care au pixul în mână și decid anumite finanțări și, nu în ultimul rând, companiile de construcții pentru oamenii. Asta pentru că ei sunt cei care au contact direct cu beneficiarul. Bineînțeles că ar fi nevoie de o campanie de conștientizare, pentru că Raluca a punctat foarte bine necesitatea apelării la proiectant, necesitatea apelării la specialist. Din păcate, pe noi, dacă ne doare măseaua, nu mergem la dentist, mergem la farmacist. Și asta este o mare eroare. Dacă e să pornesc pe paralela asta, în momentul în care specialistul ar înțelege foarte bine că o casă nu trebuie să respire prin pereți, o casă trebuie să respire prin un sistem de ventilare, ar înțelege foarte bine fizica și știe cum ar trebui să se întâmple lucrurile ca pus cap la cap tehnologia pentru a da renovare aprofundată, de exemplu, sau performanța ENZ. Ce se întâmplă dacă nu se aplică niște soluții corecte, dacă le explică beneficiarului, deja beneficiarul este mult mai avizat decât prin orice altă campanie țintită direct către el. Asta este efortul pe care l-am început și îl continuăm pentru că ni se pare cel mai eficient. De a înțelege mai bine specialistul cum trebuie să facă și ce se întâmplă dacă nu face în anume fel, pentru a putea convinge beneficiarul. Astfel încât, dincolo de recuperarea investiției, dincolo de economiile de energie, de bani la factură pe care le face, și asta înseamnă venituri suplimentare, sunt și efectele pe care le-ar putea avea o anumită soluție asupra mediului interior cu afectarea sănătății. Și atunci, da, într-adevăr, este nevoie de o campanie coerentă, coordonată, care să fie țintită pe mai multe niveluri, pe mai multe paliere de comunicare. Mulțumesc foarte mult, Cătălin! Și voi aveți preocupări în zona aceasta nu numai de educare și de formare, a fi în ghiduri. Cum vezi tu nevoia de educare a beneficiarului final? Este într-adevăr unul din punctele cheie. În momentul de față sunt numeroase fonduri care se pot cheltui. Evident că dacă lumea nu cunoaște care sunt avantajele unei renovări de calitate, nu va apela la acele fonduri. Am văzut programul AFM care a avut o mulțime de solicitări. Probabil că dacă n-ar fi fost aceste sincope legate pe de o parte de înțelegerea ghidului, pe de altă parte de evaluarea, în fine, capacitatea de analiză a dosarelor, atunci programul ar fi fost unul într-adevăr de foarte mare succes. Până la urmă, toți cei care au aplicat n-au avut nevoie de o pregătire specială pentru a aplica în acest program. Toată lumea înțelege care sunt avantajele unei renovări. Probabil că ce nu înțelege lumea este că se pot obține aceleași rezultate cu mai multe soluții. Aici cred eu că trebuie să lucrăm. Astfel de evenimente, ca și cel de astăzi, contribuie într-o foarte bună măsură la acest obiectiv de conștientizare a clienților, a beneficiarilor. Nu știu ce pot să zic mai mult decât că, într-adevăr, necesită eforturi aceste campanii, dar e complicată totuși ecuația asta de a conștientiza absolut pe toată lumea. Da? Sunt până la urmă și aș vrea să mai completez că până la urmă
renovarea este cumva îndreptată spre oamenii cu bani, pentru că pentru a obține niște fonduri trebuie întâi să le cheltui, după care le poți recupera. Pentru a face renovare, poate că este nevoie de împrumuturi pe care să le faci, pe care după aceea poți să le rambursezi. Sunt foarte mulți parametri care trebuie luați în calcul și probabil că această conștientizare nu se referă strict la soluții tehnice și la avantajele pe care le-ar presupune o renovare. Da? Deci este vorba de o procedură de conștientizare mult mai complexă. Și poate că noi, înainte, ca specialiști, și aici nu mă limitez doar la specialiștii pe probleme tehnice, ci și la specialiștii în probleme de finanțare, mă refer la specialiștii din autoritățile publice care știu exact ce fonduri sunt disponibile, de unde se pot atrage banii, mă refer inclusiv la media, poate că ar trebui ca la un moment dat să ne punem toți la masă și să gândim un program coerent de conștientizare. Pentru că altfel, probabil că undeva se va produce o ruptură și obiectivul pe care îl urmărim noi, cel final, o renovare de bună calitate cu rezultate concrete, palpabile, nu va fi obținut. Mulțumesc frumos, Cătălin, pentru că Andrei Iorgescu trebuie să se retragă la o nouă, altă ședință. O să-i dau acum cuvântul înainte să ne apucăm noi de runda de final, de dorințe și de nevoi. În primul rând, mulțumesc de participare și de onestitate de a atrage inclusiv atenția a ceea ce nu funcționează în momentul de față, așa cum ar trebui sau ar putea să fie îmbunătățit pentru un nou proiect Casa Eficientă. Andrei, ultimul cuvânt îți aparține înainte de a merge la următoarea ședință. Da, mulțumesc pentru invitație. Acele trei dorințe sau năzuințe, nici nu știu cum să le spun, așteptări, nu știu, cred că de fapt e o singură așteptare așa mare, să se deștepte lumea. Și când zic să se deștepte, mă refer la toată lumea și pe toate planurile, pentru că inițiative de genul ăsta cu siguranță sunt bune și poate aduc deopotrivă la aceeași masă sau mai aproape de beneficiari sau de cei interesați și autorități și din zona privată, dar factorii decidenți am impresia că sunt un pic rupți așa de realitate și de ceea ce se întâmplă sau ce ar trebui să se întâmple cu adevărat. Deci, cred că dacă nu se găsește un instrument cu adevărat de conștientizare a lor, în primul rând, discuțiile astea au într-un procent foarte mic finalitate. Și asta vă spun din ce am constatat așa în ultimii ani. Deci, cred că asta este foarte important. Dacă de la începutul conferinței, de asta sperăm că inclusiv de conferință cum e cea de astăzi, subiectul ajunge mai aproape și de decidenți și este toți cei care sunt azi invitați știu că sunt extrem de activi și de implicați de a discuta cu decision takerii autorităților centrale și locale, așa că mie nu-mi scapă optimismul, pentru că ei văd banii și voturile la final. Noi vedem eficiența energetică și eficiența de consum. Cam cred că dacă reușim să coordonăm inteligent aceste lucruri, putem să captăm și atenția autorităților. Îți mulțumesc foarte mult. O întrebare, Andrei, dacă nu te superi. Iar s-a blocat programul fotovoltaic la PV? Nu, este blocat. Nu, se mai desfășoară. Nu, el se desfășoară. Au fost încărcate avem toate documentele la... Avem 10 de telefoane, să știi, pe această problemă. Nici măcar eu n-am putut să montez panouri fotovoltaice la casa de la țara părinților. Nu, programul nu este... Acum nu-mi hijackuiți mie. Da, nu-l mai, gata, scuze. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Andrei. Noi rămânem pentru finalul conferinței, care pentru cei care participă pentru prima dată, nu știu, dar eu într-adevăr la finalul conferinței mă transform într-o zână și rezolv toate problemele existente, posibile și imposibile, așa că toți vorbitorii au puterea sau au posibilitatea să-mi spună care sunt trei dorințe pe care mi le-ar adresa, dacă aș putea să le
rezolv printr-un miracol pe subiectul evident al eficienței energetice, soluții și finanțarea acestora. Dar pe lângă cele trei dorințe pe care aveți dreptul să mi le adresați și vedem noi ce se poate întâmpla cu ele, mai am și o întrebare de final la fiecare dintre dumneavoastră, pentru că m-ar interesa să aflu de la fiecare dacă ați avea o casă a dumneavoastră și ați vrea să o reabilitați termic acum, ce materiale și soluții ați alege? Deci, ca să câștig și eu ceva ca zână astăzi înapoi. Și încep cu Cătălin. Foarte bună întrebare. Acum, exact cum am spus și mai devreme, depinde de fondurile de care dispunem. Să spunem că avem fonduri suficiente la dispoziție. Nu m-aș duce spre materiale super ecologice. M-aș duce spre materiale care sunt cunoscute, cum ar fi vata minerală, deci aș folosi vată bazaltică pentru termoizolare. Aș folosi o armare și o tencuire suficient de solidă la exterior pentru a oferi o durabilitate mare în timp a termosistemului. Apoi, pentru partea de ferestre m-aș duce către o tâmplărie cu trei straturi de geam foarte eficient energetic și care să îmbine lemn și metal. Evident, este vorba probabil de cea mai scumpă variantă existentă în momentul ăsta pe piață. De asemenea, aș avea mare grijă la partea de instalații. Aș folosi, spre exemplu, toate soluțiile potrivite pentru a genera energie din surse regenerabile și aici aș cupla o pompă de căldură cu panouri termosolare și panouri fotovoltaice și, bineînțeles, la interiorul clădirii n-aș putea să nu utilizez avantajele ventilării cu recuperare, ventilării mecanice cu recuperare. De asemenea, aș utiliza în anumite spații o încălzire preponderent cu radiație, pardoseli radiante sau pereți radianți, dar încă o dată acolo unde se pretează, în camerele unde nu există prea multă mobilă, mobilier. Pentru celelalte camere aș folosi soluțiile clasice cu calorifere sau, în fine, corpuri de încălzire statice. Și cam atât, nu știu, poate mai sunt și alte soluții, mai las și colegilor să poată să răspundă. Perfect, mersi. Dorințe n-ai, să înțeleg. N-am ajuns la dorințe, pot să spun. Bine. Și dorințele. Vim și dorințe. Să le spun. Asta. Și dorințele. Din punct de vedere personal, pentru că aici acum depinde foarte mult din ce perspectivă ne spunem aceste dorințe, din punct de vedere personal, bineînțeles că aș dori să mă să fiu înconjurat de mult timp liber și multe surse de finanțare, ca să zic așa. Din punct de vedere profesional, este foarte complicat, chiar mă gândeam și nu este foarte simplu să alegi din multitudinea de dorințe profesionale. Una dintre ele ar fi, și acum dacă îmi pun pălăria de cadru universitar, ar fi să avem studenți mai mulți și de o mai bună calitate în universitatea noastră, în domeniul nostru de activitate, pentru ca după aceea să putem să propunem pieței specialiști cu potențial și cu perspectivă. Și a treia ar fi să putem să realizăm împreună o conferință a conferințelor. Adică un eveniment în care să fie invitați toți specialiștii care ar putea să contribuie la promovarea conceptului de renovare, hai să spunem, aprofundată, dar aș merge mai departe, o renovare care să folosească tuturor. Să fie făcută pe principii tehnice solide, să fie realizată pe principii tehnice solide, deci să fie invitați specialiștii tehnici,
După aceea să fie invitate autoritățile publice, să fie invitată media, pentru că are un rol extrem de important de a propaga și de a filtra informațiile noastre, care sunt uneori mai, în fine, tehnice, mai puțin inteligibile pentru marea masă a populației, și să transmită acest semnal, în fine, adaptat, modificat către toți ceilalți. De asemenea, poate și alte tipuri de specialiști, nu știu, acum ne putem gândi la un concept, să facem această conferință a conferințelor, și care să nu dureze neapărat o oră, două, să dureze pe o perioadă mai lungă de timp, și să putem să venim cu soluții foarte concrete pe care să le propunem după aceea și, bineînțeles, să le și implementăm. Mulțumesc, Cătălin. Câteva dorințe dintre ele cred că e destul de simplu să ne ajutăm reciproc la această conferință a conferințelor, unde vreau să facem gala galelor și așa mai departe. Până atunci, îți mulțumesc pentru cele spuse. Mă duc către Luca Munteanu. Cum îți izolezi casa și o faci mai eficientă energetică și care sunt cele trei dorințe? Nu dau soluții. Cum am zis mai devreme și cum a zis și Horia, nu mă duc la farmacie să cer aspirină pentru că mă doare ceva, mă duc la un profesionist să-mi spună care este problema și ce am de făcut ca să fie mai bine. Deci e de la caz la caz, îmi pare rău, nu există o singură soluție, cea mai bună. Sunt momente în care, de ce nu, pot să folosesc polistiren sau pot să folosesc vată minerală sau altceva, trebuie să văd întâi pacientul, care pacient poate să fie clădire nouă sau poate să fie clădire existentă pe care trebuie să o îmbunătățesc termic, iar pentru mine ca arhitect, în primul rând, mă interesează contextul și imaginea urbană și confortul psihic și estetic al clientului și, în secundar, dar important, este și atingerea performanțelor energetice, pentru că astea se revăd în buzunarul clientului. Deci, îmi pare rău, nu am soluții, pentru că nu mi-ați dat pacientul ca să pot să discut pe pacientul respectiv. Și ca să discut oricum pe pacientul respectiv, sunt întâi niște analize care se fac. Și la doctor vă duceți cu o tonă de analize ca să poată să vă dea un tratament, care și tratamentul ăla poate fi ajustat pe parcurs dacă nu funcționează sau organismul nu răspunde așa cum l-ați... cum l-a gândit sau cum a răspuns la alți pacienți. Aș face iarăși un pas înapoi legat de educarea clienților, care tot în termenii foarte utilizați acum la nivel european se cheamă baucultur, adică creșterea nivelului de cultură în ceea ce privește mediul construit și care este extrem de importantă la toate vârstele și care, din păcate, este aproape inexistentă în România. Ne-am obișnuit foarte mult, din păcate, ca altcineva, statul, să facă. Pentru că știm foarte bine, în perioada comunistă, când nu existau proprietari sau foarte, foarte puțini, erau acele icraluri care se ocupau de reparație, întreținerea clădirilor și așa mai departe. Și acum mi se pare în continuare firesc, deși suntem proprietari și avem toate așteptările și dorințele să ne se respectă drepturi, avem drepturi, dar nu avem niciun fel de obligație, ca altcineva să ne financeze sau să facă. În primul rând, ca proprietar, trebuie să înțelegem că prima obligație pe care o avem este de a întreține clădirea respectivă, nu de a aștepta altcineva să facă. Și întreținerea înseamnă să avem, să punem deoparte bugetul necesar și să facem reparațiile din timp, să nu lăsăm să se acumuleze. Evident, și eficiența energetică și conformarea sau reducerea consumurilor este parte din acest lucru, pentru că vrând nevrând ne usucă sau ne doare din ce în ce mai tare la buzunar. Pentru mașină suntem obligați să facem ITP-ul și întotdeauna avem un buget de verificări, reparații și așa mai departe. Pentru case, din păcate, nu. De ce? Nu o să înțeleg niciodată chestia asta, dar cred că asta este primul pas care trebuie să-l învățăm și poate că nu-l învățăm singur și aici chiar ar trebui autoritățile să implice mai mult, și anume de a atrage atenția că odată cu obligații, cu drepturi, sunt și niște obligații care revin proprietarilor. Sunt conștientă că foarte mulți nu-și permit și pentru asta atunci trebuie găsite anumite tipuri de programe, variante de finanțare și așa mai departe, dar înainte de a mă arunca la finanțări de genul ăsta, trebuie să înțeleg că care e realitatea, despre ce vorbesc, cât nu-și permiți, care sunt posibilitățile și așa mai departe. Avem un fond locativ foarte prost întreținut, într-o stare foarte proastă și din punct de vedere energetic și estetic și așa mai departe. Și lucrul ăsta, din păcate, se rezolvă cu aceste soluții tip,
care nu fac decât să agraveze problemele. Eu cred că aici este una din cele mai mari și grave probleme, pentru că credem că am găsit pastila minune sau căutăm în continuare pastila minune ca să rezolvăm totodată. Nu. Lucrurile se fac mult mai complex, implicând foarte mulți actori și mai ales educație și conștientizare. Și, într-adevăr, pe termen lung, iar efortul nu e acum. Am făcut, am lipit polistiren sau vată sau Dumnezeu știe ce pe fațadă și gata, am scăpat de acum o viață întreagă, nu mai fac nimic. Nu, o casă se întreține. Inclusiv ventilațiile se curăță, se mai schimbă, filtre și așa mai departe. Astea sunt nu acele steluțe din josul contractului care, atenție, n-ați citit ce trebuie. Astea trebuie puse mari, o casă se întreține. Mulțumesc foarte mult, Luca. Este foarte corect ce ai spus. Merge la Dan Trifu, care are niște soluții de ce ar face la blocul în care locuiește, dar care sunt cele trei soluții, care sunt cele trei dorințe pe care le aveți? Înainte de aceste trei dorințe, aș vrea să constituim totuși un grup de specialiști care să transmită un punct de vedere chiar guvernului, că până la urmă este un program guvernamental anvelopare, cu toate că o aplică autoritățile locale. Și noi deja ne-am întâlnit de două ori cu comisarul european pe mediu, dar din păcate n-am avut timp să discutăm și problema asta. Noi încercăm să interzicem încet, încet polistirenul în astfel de lucrări, pe exact pe axa pe care am mers și cu asbestul. Și vom vedea Uniunea Europeană cum se va manifesta. Dar este una din acțiunile pe care noi vrem să ne asumăm și de aia zic că un grup de specialiști ar trebui să prezinte avantajele și dezavantajele, să punem în balanță și guvernul să decidă, pentru că până la urmă banii sunt europeni pentru anvelopare, iar Uniunea Europeană, Comisia de Mediu spune foarte clar, nu contează că este mai scump, important este să fie ecologic sănătos pentru populație. Da? Deci eu pot să fac proiecte care sunt mai scumpe, dar care mult mai prietenoase cu mediul și poate mult mai durabile în timp. Dacă mi-aș face, de exemplu, casa de la țară, că la bloc n-am ce să-i mai fac, v-am spus ce aș face blocului, casa părinților de la țară, în primul rând mi-aș face o fundație, pentru că, în general, casele la țară nu au fundație și să știți că lucrează foarte mult, scrapă pereții în continuu, în funcție de cât e de secetos, mai vine și un cutremur și toate celelalte. Deci mi-aș face o fundație, normal că din beton n-ai cum să faci altfel, mi-aș face pereți dublii de cărămidă cu vata bazaltică între ei, acoperișul va fi din căprior de lemn și cu țiglă, pentru că am observat că degeaba mai vopsesc eu tabla, că meseria și noștri trag rasol și pierdem, dar țigla văd că e mult mai bună. Aș tencui clasic, aș pune ca la bloc și la bloc am tâmplărie de lemn. Este, m-am mințit că e de stejar, dar ea nu e de stejar. Interiorul e de brad și cu acel furnir foarte gros de vreo 5 mm de stejar, dar este nemaipomenit, într-adevăr, cu 3 sau 5 camere, dar în continuu am un geam deschis. Deci la țară cam asta aș face. Mi-aș pune panourile fotovoltaice să devin și prosumator. Într-un fel... La țară, ventilația, dacă nu stai în zone cu praf, cum eram noi înainte că nu era asfalt acolo, acum lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult și atunci poți să ții un geam deschis, nu e nicio problemă pentru acest lucru. Tencuia la interior aș face tot tradițională, cu mortar, cum este și acum, și așa că o casă trainică de cărămidă cu două rânduri de cărămidă și cu vata bazaltică cred că va fi un lucru extraordinar pentru oricine. Iar când pleci la drum și vrei să-ți faci o casă, trebuie să ai în vedere aceste lucruri. Chiar văd și acum la țară foarte mulți oameni construiesc și se anvelopează cu polistiren și, sincer... Am avut destule discuții contradictorii, să-i conving, asta e marea problemă la noi, pentru că dacă autoritățile ar fi corecte și specialiștii ar ieși să spună, atunci poate că și populația ar mai înțelege, dar din experiența noastră, și să nu vă supărați că spun treaba asta, cred că avem unul dintre cele mai puțin receptive probleme la popor, la probleme civice și implicare civică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Trifu, merg către Andrei Petran, același întrebări și același dorințe, ce pot să fac? Mulțumesc, se apropie și Paștele, poate că primesc și un bun. Da.
Din punct de vedere personal, nu cred că ar trebui să spun ce aș face, ci ceea ce fac chiar acum când vorbim, pentru că la mine acasă e șantier, am etapa finală de renovare. Este o renovare care a fost gândită unitar, a fost gândită ca țintă NZEB, clădire cu consum de energie aproape egal cu zero, și a fost aplicată cumva în etape. Pe mine m-a afectat și modul de implementare al programului Casa Verde Fotovoltaice și întârzierile din Casa Eficientă. Am apelat la ambele programe. O parte din soluțiile pe care le-am gândit le-am aplicat înainte să mi se aprobe dosarul și atunci nu pot să recuperez niciun leu din finanțare, dar o parte, cele pe care le fac acum, pentru că am dosarul aprobat, o să mă ajute cumva. Este vorba de izolare termică vată minerală bazaltică, ferestre cu valoare U apropiată de cea de casă pasivă, sub 0,9 în orice caz, watt pe metru pătrat Kelvin, montare pe precadre, cu izolarea planșeului sub pod. Pompa de căldură este gândită pentru a acomoda acum solar termic și fotovoltaice, pentru a funcționa împreună. Pompa de căldură mi-am pus-o acum mai bine de un an jumate, deci deja am avut 2 ani. Deja am avut 2 ierni aproape din care am beneficiat după ce am renunțat la centrala termică pe gaz. La fel și cu ventilarea mecanică cu recuperarea căldurii, pe care am instalat-o încă de la început. Deci, practic, din punct de vedere al performanței clădirii, voi fi în ZEP când voi termina. Din punct de vedere al gospodăriei, sper să ajung să fiu prosumator. Cu referire la cele trei dorințe, mi-e greu să mă gândesc la ele ca și dorințe. Sunt mai mult niște direcții de care avem neapărat nevoie ca să putem să creștem rata de renovare și ambiția performanței renovării. Este vorba, în primul rând, de o finanțare adecvată, potrivită pentru ceea ce facem, permisibilă și flexibilă, astfel încât să pot să atrag bani din piață și cu toate sincopele pe care le-am avut până acum și nemulțumirile chiar personale, nu doar ca profesionist, programele de la AFM sunt, cred că, cel mai bun model, pentru că trag banii din piață. Vrei performanță atât? Îți putem da atât după ce implementezi. Vrei performanță mai ridicată? Primești mai mulți bani după ce implementezi. Dar așa cum spunea și Cătălin, finanțările astea sunt pentru cei care au bani. Eu m-am descurcat să pot să încep lucrările, să le contractez și acum să le execut. Dar aici mai lipsesc instrumentele de finanțare care să vină și să acorde cumva acea flexibilitate. Să ne închipuim, și acum chiar este ca o dorință, că eu n-aș avea bani, dar vreau să fac ceva cu casa mea. Și atunci mă duc la o bancă, banca îmi spune că îmi dă un credit. Creditul, din punct de vedere al îndatorării, înseamnă că eu trebuie să plătesc o rată, dar auditorul energetic îmi spune că rata de returnarea creditului este mai mică decât economia de energie pe care o fac pe durata creditului. Și atunci pentru mine e o pușculiță. Banca îmi aduce auditorul energetic, îmi ajută să pregătesc dosarul pe care îl depun la o instituție de tip AFM sau dezvoltare regională sau altceva. Deci, într-un astfel de scenariu, deja există niște instrumente pe care le pun cap la cap. Bine, vorbim de win-win, dar în primul rând mă interesează ce se întâmplă cu mine. Chiar dacă nu am banii la saltea, am un mecanism care îmi permite să trăiesc mai bine, să am o casă mai bună, un mediu mai sănătos pe următorii 30 de ani. A doua dorință se referă, bineînțeles, la campania de conștientizare. Nu? Mi-e greu să cred că trebuie să ne așteptăm să se deștepte lumea. Nu putem. Suntem prinși în cercul ăla, în paradigma, dacă e să citesc dintr-un clasic în viață, în care noi spunem cu toții greșim, dar mai ales ceilalți. Nu cred că trebuie să așteptăm pe ceilalți să facă și noi să nu facem nimic. Cum spunea și Cătălin, avem niște mijloace la îndemână, noi le facem în efortul nostru, bineînțeles, dacă ne coordonăm ca efort, va fi un impact mult mai ridicat. Și în această coordonare, poate ar fi bine să nu mai folosim
mesaje oarecum periculoase dintr-o parte, nu vă termoizolați casa pentru că nu o să aveți oxigen suficient în casă. Deci cumva trebuie să ne coordonăm mesajele astfel încât să punem în față beneficiile. NZ nu înseamnă doar mai puțin la factură și o performanță mai bună. Până să ajungem să înțelegem că într-adevăr salvăm mediul cu chestia asta durează, dar în primul rând înseamnă un mediu construit mai bun, un mediu în care nu trebuie să mai cheltuim banii pe medicamente. Și în ultimul rând e vorba de centrele regionale de calificare, pe care aș vrea să le văd dezvoltate pe modelul Building Knowledge Hub, pe care și noi l-am învățat de la alții, l-am învățat de la Passive House Institute, l-am învățat de la Academia Passive House din Irlanda, care au făcut aceste centre de formare profesională. Noi l-am dezvoltat într-o anumită măsură. Vă așteptăm, cei care nu ați vizitat, cred că de aici foarte puțin, dar poate din cei care ne urmăresc pe Facebook pe vă așteptăm să ne vizitați partea de pregătire practică, în care vedeți tehnologie pe care, din păcate, nu o vedeți. Foarte multă lume care a trecut pe la noi ne spune: bine, dar asta nu vedem pe șantier. Da, dar trebuie să o înțelegem astfel încât în curând să o vedem pe șantier. Mersi foarte mult, Horia. Mihai Moia, partener Green Report în conferința noastră pe eficiență energetică. Ultimul cuvânt îți aparține, ca de fiecare dată. Mulțumesc. Vis-a-vis de măsurile de renovare a clădirii, aș dori să nu mă antepronunț, mai degrabă aș face o invitație, nu știu, teaser, cum vreți să-l numiți, către ghidul pe care îl va scoate RONF în curând, exact cu aceste măsuri, cele mai performante măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii și avem exemple concrete, inclusiv o casă individuală, inclusiv o școală, astfel încât să vedem cum poți să ajungi, ce măsuri trebuie să implementezi, ce soluții integrate, desigur, pentru a avea o renovare aprofundată, pentru a atinge standard de performanță NZ. Și nu de alta, dar din perspectiva asociației, asigurăm și respectarea principiului neutralității tehnologice, că așa mi se pare corect. Cred că trebuie să ne gândim că vrem să atingem acest standard de performanță energetică și să vedem, într-adevăr, renovarea dintr-o perspectivă complexă prin prisma beneficiilor pe care le aduce. Adică reducem consumul de energie, facem economie de bani, bineînțeles, dar ne asigurăm un confort al locuinței și beneficiile în legătură cu sănătatea noastră nu sunt de ignorat. Și atunci, văzând lucrurile așa, cred că trebuie să ne asumăm, și aici intru pe zona de dorințe, dacă e să o luăm așa, conștientizarea, deci această campanie de conștientizare pe care trebuie cumva să, nu știu, să creștem eforturile, dar într-un mod coerent, adică nu numai noi, asociațiile, ONG-urile, pentru că, bineînțeles, avem resurse limitate și eu vorbesc din, nu știu, din experiența programului Casa Eficient Energetic, unde câteva asociații ne-am am dat toate eforturile, am pus toate eforturile să promovăm acest program și să înțeleagă toți beneficiarii, toți stakeholderii despre ce este vorba și cum poate avea succes. Dar cu siguranță e nevoie de o abordare integrată la nivelul tuturor stakeholderilor, deci inclusiv autoritățile. Și aici mă întorc vis-a-vis de ce zicea Andrei Orgulescu, că e nevoie și de o viziune, și aici e o viziune coerentă a decidenților. Adică dacă vreau să fac un program de finanțare nou, hai să mă gândesc întâi cum să-l mediatizez, astfel încât să mă asigur că va avea succes. Doi, să asigur suportul administrativ ca să funcționeze. Nu lansez un program, dar nu am modalitate de evaluare. Las aplicanții să aștepte 2 ani de zile. Și așa mai departe. Exemplele pot continua. Cred că cel mai elocvent este acesta, că în plin context de creștere explozivă a prețurilor la utilități, AFM-ul scoate din buget banii pentru
programul Casa Eficientă. Deci așa ceva este, vorbește de la sine. Ce să vă mai spun? Adică un singur element, dacă am analiza, și anume banii, de unde provin banii pentru aceste programe de finanțare de la AFM, și știu lucrul ăsta pentru că am fost președinte AFM, ar trebui să vedem că există niște criterii acolo de alocare acelor bani. Să vedem care este valoarea adăugată a programelor pe care le rulează AFM-ul. Să vedem cum contribuie la reducerea emisiilor de gaze de efect de seră. Păi atunci haide să vedem din lista aceea de programe, discutând de coerența și viziunea pe termen lung a decidenților, să vedem în ce măsură acele programe contribuie direct proporțional la atingerea acelor obiective trasate de finanțator. Ce să spun? Noi încercăm să aducem constant valoarea adăugată și să sprijinim autoritățile spre dezvoltarea acestei piețe și să creștem standardele, și mi-ar plăcea să văd și o bună implementare a acestor provocări, potențiale beneficii pe care le avem acum, pentru că sunt mulți bani, totuși, deci hai să fim onești, avem surse de finanțare, dar hai să vedem cum se implementează lucrurile acestea, pentru că fără o abordare foarte serioasă, riscăm să bifăm pe hârtie că avem programe implementate, am atras banii, dar nu ăsta trebuie să fie criteriu de performanță, că am cheltuit banii. Hai să vedem cum s-au cheltuit banii, pe ce, care e performanța, apropo și de ce întrebai tu, care e rezultatul în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze pe efect de seră, de exemplu. Sau, nu? Bun. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, Mihai. Să încercăm să închidem într-o notă mai optimistă. E faptul că există soluții și există specialiști care, cum vedem astăzi, sunt aproape de specialiștii care trebuie să-i trebuiască să conștientizeze. Înțeleg că este nevoie unei conferințe foarte mari și ample în care să atragem toți stakeholderii, care să fie până la baza unei campanii de conștientizare, asta se poate discuta și cu drag, ne apropiem mai aproape de dumneavoastră pentru a identifica cum am putea face acest lucru, și cred că cel mai bine ca moment ar fi după ce apare și asta, noua metodologie de calcul, așa mult promisa metodologie de calcul la Ministerul Dezvoltării, atunci putem poate în a doua parte a anului să ne apropiem și în această direcție. Soluții tehnice, oameni, toate aceste lucrurile există. E nevoia de comunicare coerentă, T0 cu T1, de unde am pornit, unde am ajuns, acest lucru extraordinar de important în orice program de finanțare. Adică noi suntem un ONG, dar pe de altă parte nu există să facem un proiect fără să nu știm de unde plecăm și unde vrem să ajungem, și ulterior să ne uităm la rezultatele pe care le-am atins. Asta cred că face și fiecare gospodar cu propria lui casă în momentul când face o investiție în eficientizarea energetică a propriei clădiri, dar trebuie să o facă și statul cu programele sale de finanțare și, cum spunea corect Mihai Moia, nu e doar dacă reușim să absorbim sau nu banii, ci cum îi absorbim și ce facem cu ei. Până la urmă, Raluca Muntanu a spus foarte frumos, orașul este ca un organism viu și sunt plămânii noștri care sunt în joc și viața noastră care este în joc. Și de aceea vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această conferință de astăzi. Vă promitem că urmărim subiectul în continuare și suntem aproape, atât în categoria rubrici de opinie, vă invităm să ne scrieți întotdeauna opinia dumneavoastră. Rămânem aproape să vedem ce putem face și pe nouă conferință, și ținem aproape pe toate canalele noastre de comunicare, atât site-ul Green Report, cât și pe Facebook. O zi frumoasă vă doresc și sărbători fericite! Mulțumim! La revedere! Mulțumim! Asemenea, la revedere! Cere tuturor!